Dragele mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou. Dragele mele, azi este sărbătoare, este ziua Sfintei Cruci și am să vă arăt ce pregătesc eu aici în această oală mare. Ce credeți că pregătesc? Dragele mele, o să vină iarna și o să trebuiască pentru ciorbe, vedeți, acreală. Bineînțeles că umplem borș proaspăt bio. Dar pentru ciorbele de fasole și în general pentru ciorbele de legume e de preferat acest sirop de curcudele. Vedeți? Am cules aceste curcudele, vedeți? Verzi. Acum le fierb bine în această apă până se fierbe ele bine. Și își formează acel suc gros, acea pulpă de curcudele, după aia le trec printr-un ciur și rămâne această zeamă acră, foarte, foarte gustoasă, dragele mele. Deci este foarte delicioasă pentru ciorbele de legume, special pentru borșul de fasole. Este minunat, îi dă un parfum extraordinar, foarte, foarte gustos. După ce le fierb bine, le dau printr-un ciur, deci astfel ca să rămână sâmburii separat și apoi pun acea pulpă, o pun în, e de preferat să o punem în sticlele cu gură largă, sticle de lapte, dar putem să punem și în borcane, fiecare cum dorește, în orice ce e sticlă, nu poți să o pui în plastic. Nu este recomandat să o punem în plastic. Deci în sticlă. În borcane, în sticle, în ce vreți voi. Și după ce o puneți, nu trebuie să folosiți conservanți, pentru că este atât de acră încât se menține foarte bine. Deci nu este posibil ca să facă aciditate, ca să se strice, să se acrească, să se necrească, cum se ar spune. Nu. Deoarece este de așa foarte, foarte acră. Când este foarte bine fiartă, foarte bine scăzută, rezistă și 2-3 ani, dacă e să o puneți într-un bece răcoros. O puneți în sticle, dragile mele, și după ce puneți în sticle, puneți frumos capacul sau în borcane, în ce vreți voi, căpăcele să fie noi, să fie bune, le întoarceți cu gura în jos, exact ca și cum faceți zarzăvatul fiert, până a doua zi. Și le acoperiți cu o păturică, cu ceva, la pat cald, până a doua zi. A doua zi puteți să le așezați pe rafturi și când aveți nevoie să faceți o ciorbică, vă duceți în beci și luați această licoare, cum să zic eu, că este minunată, care îi dă un gust deosebit, deosebit la ciorbică, vedeți? Vedeți ce bine arată aceste curcudele? Le-am spălat bine și le-am pus la fiert. Și o să fiarbă bine, cred că încă o oră, două ore, nu contează, le las să fiarbă bine, până se, vedeți care au fost mai coapte, vedeți, sau deja s-a luat de pe sâmbure, vedeți? Dar trebuie să fiarbă foarte bine și apoi strecurată bine și puse în sticle, atunci fierbinte, puse în sticle și pregătiți ciorbițe minunate pentru sezonul de iarnă. Acum vă pup, vă las, vă iubesc și vă doresc o zi frumoasă, sănătate multă!